Începutul lui 2018 aduce pe micile ecrane sezonul al doilea al serialului Asaltul final asupra justiției, producția care, de aproape un an, reușește să polarizeze întreaga societate românească. Vestea bună e că puteți revedea un rezumat al principalelor evenimente consemnate în primul sezon. Vestea proastă ar fi că starul Liviu Nicolae Dragnea, carismaticul lider al socialdemocraților, ar putea părăsi în curând proiectul. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. E oggi quasi certamente. Așadar, iată esențialul. Începem cu cina în format restrâns în onoarea lui Donald Trump, președintele PSD la Washington, alături de președintele ales al Statelor Unite, savurând un pâlar rotisor într-o miza în scenă imaginată de Black Edwards. Ne-l amintim apoi pe ministrul Justiției, Florin Iordache, anunțând spre miezul nopții adoptarea modificării codurilor penale. Travis Bickle ar fi spart viitorul pentru mult mai puțin. Au urmat ample proteste în întreaga țară și în diaspora pe muzica lui Nino Rota. Au fost pancarte, lanterne, din antamați. În cea de-a șasea seară de proteste, 600.000 de oameni s-au aflat în stradă. În prima zi de primăvară, vocea lui Caetano Veloso răsună printre voi. Dragnea se pregătește să le ofere un mărtișor palomiților din Parlament, când Rise Project publică o anchetă privind afacerile sale secrete din Brazilia. Aleșii Neamului își dublează lefurile și înființează comisii speciale de anchetă. Pescarul Liviu Dragnea îl duce pe novicele Sorin Grindeanu la Știucă, pe Belina. Apare prima schismă în sânul coaliției de guvernare, care solicită în unanimitate eliminarea premierului Sabător. Finuț prin moțiune de cenzură. În așteptarea pachetului de legi pe justiție, judecătoarele se pensionează intempestiv, procesele tovarășilor se reiau de la zero, iar Gabi Firea paralizează urda de teama furiei naturii. Fiecare cu păsărica lui. E șoc și groază în alianță. Tudor se forțează demisia penalilor din guvern după ce doamnele Sevil și Rovana sunt puse sub acuzare, se dau lupte crâncene în cexul convocat de urgență. Venind din bălțile Brăilei, Jean-Paul Tudor pare să se descurce binișor. Spiritele se mai liniștesc. Din cușca lui Hannibal Lecter se revarsă muzica sublimă a lui Bach, în timp ce prețurile carburanților și roborul scapă de sub control. Ponta își amintește lucruri trăsnite, tâlharii, criminalii și violatorii ies din penitenciare. Liderii PSD denunță, la Herculane, existența statului paralel, ilegal și invizibil. Pe tel drumul spre casă, președintele Camerei Deputaților este citat la DNA, într-un nou dosar, meciul continuă. La mai bine de două luni de la încheierea noului Twin Peaks, guvernul adoptă revoluția fiscală. Niște multinaționale se inflamează, opoziția depune moțiune de cenzură, iar economia crește și crește și tot crește. Iordache continuă mutilarea justiției. Curtea Constituțională respinge sesizarea lui Tăriceanu în dosarul Belina, Dragnea așteaptă Ignatul, Voiculescu și Năstase lansează cărți la Gaudeamus. Pentru ei, 2017 a fost un an bun. Corporatiștii, ONG-știi și caii mărșăvesc în stradă. Tim Burton lucrează la comedia horror Beetlejuice 2. Departamentul de Stat al SUA solicită renunțarea la modificarea legilor justiției. Grey din PSD pune un mega party la Villa Lac 1. Firea interzice protestele în Piața Victoriei. Tudose o ironizează. Firea sare la gâtul lui Tudose. Tudose scoate limba la Codrin Ștefănescu. Regele Mihai moare. România își urmează calea.